Vă dau un apropo și de comunicare într-un spital în care fuseseră introduse norme stricte, proceduri, cum spuneți, deci la intrarea în salon medico-asistent, infirmiera se spăla cu o soluție dezinfectantă, acționa cu cotul, maneta, la ieșire la fel. Am făcut chestionare, am colaborat cu universitatea și spuneau, domnule, ne disprețuiesc medicii, nici nu dau mâna cu noi și deja se spală. Adică era percepută ca Păi ne întoarcem la ce o spuneam adineauri, formulă. educația pe sănătate ne face să avem percepții sau să constatăm niște În percepții unele cazuri, sigur, eronate. adică Da. într-un anumit procent, gestul era considerat unul, domnule, nu ne plac, se Da, tem de nu știu când noi, ați nu făcut studiul, suntem dar cred că nu destui e de. chiar de actualitate foarte, nu-i foarte recent, pentru că 2000. deja, cred că înainte de pandemie. Pandemia a fost o Înainte de lecție, pandemie, da, sigur. deci pandemia a fost o 2015. lecție extraordinară pentru noi toți și pentru toate sistemele de sănătate. Acum avem, de exemplu, un spital, că asta este ideea. Vrei calitate și vrei siguranță, asigură-ți și asigură-te că ai toate condițiile pe care standardele le prevăd. Asta nu înseamnă că am să reduc infecțiile, de exemplu, la zero, așa ceva nu se poate. Dar o să reduc mult probabilitatea că ele să se producă, iar dacă se produc și eu mi-am luat toate măsurile de siguranță, impactul asupra pacientului este unul mult diminuat. Adică nu o să mai aibă aceleași consecințe, nu o să mai am atâtea. Da? Dar dacă nu ai asigurate toate aceste aspecte, repet, ne adresăm efectului, se îmbolnăvește unul, face o infecție intraspitalicească, toată lumea se repede, aoleu.